Deci, să ne ducem la punctul C. Are ieșițele care sună cu... Deci să arătăm că dacă X e o matrice de tipul M3, și atunci, încă ceva nu mi-a fost clar aici. Și X pătrat egal cu T ori X. Astfel încât X la M egal cu T la M plus 1 ori X. Deci încă o dată citește problema. Se demonstrează că dacă X aparține la M3. Și pătratul arată așa, atunci X la M arată așa. N-am înțeles. Deci pe amândouă le avem așa. Da, dar n-ați scris ultima. Atunci rezultă din asta. X la M. Că X la N arată de tipul T la N minus 1 ori X. Da. Acum e clar. Cum facem, Andreea? Păi... Da... Construim o matrice cu timpul M3 și facem X la a doua. După prin inducție să facem... Deci pe amândouă le știm. Păi să le știm. Deci, în ipoteză, autorul ne spune că X pătrat egal cu TX. Da. Și din asta trebuie să rezulte că X la N egal T la N minus 1 X. Că, practic asta, din faptul că X pătrat egal așa, se rezulte asta. Nu luăm matrice, că acolo trebuie să luăm noile mai distincte, a 1, a 2, a 3, sau știu eu ce, acolo. Deci, cele 3 și 3, 3 ori 3, 9. Cred că eu plec, da, am să plec la asta. Dacă X pătrat egal cu T ori X, înmulțim egalitatea asta cu cât? X. Cu X. Și a devenit echivalent cu... Prin X înțeleg cu matricea, nu? Da, e matricea. Și vine X la 3 egal cu... Cu T ori X pătrat. Dar X pătrat egal, te-ar avea știut? T ori X. T ori X. Da? Da. Face T pătrat ori X. Da. T la X la a 4-a va fi egal cu? Va fi egal cu X la a 3-a. 3-a ori X. Dar X la a 3-a este știut. E T pătrat ori X. Ori X. Face T pătrat ori X la a 2-a. Îl știm, este egal cu T ori X, deci vine T la a doua, ori T ori X, și egal cu T la a treia, ori X. Așadar? Da. Se întâmplă ce lucru? Găsim regula și... Să-ți demonstrăm că este așa și la următorul pas. A, așa, deci intuim pe inducție că așa este. Și atunci demonstrăm prin inducție. De acum e partea a doua, demonstrația în sine. Presupune P de K, da, gata, așa. Atunci mulțim cu X, cum s-a făcut de la 2 la 3, și totul este banal. Să demonstrăm partea a doua și te mătăiești. Da. Da? Da. Să vedem punctul C. Are ieșițile, ce spune acolo? Ce la M. Da, să vedem... C egal cu A mic ori A plus B mic ori... Deci C, C. C la M, cine este? Unde C egal cu A ori matricea A plus B ori matricea B. B ori matricea B mic. Da, B mic ori matricea B. Cum arată A la C la M, da? Da. Cum credeți să facem? O construim pe C. Deci matricea C spune aici că arată de tipul asta e tema pe care vreau ai tu pentru mâine? Da. Bun, există. Îmi place. Ce zicem? C la E egal cu A, A ori B, plus B mic ori A, tot la M. Așa, combinul. Binomul Newton. Binomul Newton. Noi am învățat anul trecut. Care este binomul Newton?
Newton. Hai să ne-am combinat din el atât de 0 ori locul 1, aurea mare, la puterea ea. Plus combinat din el atât de 1, orea mic, orea mare, la n minus 1, dar vine B o și-l ajută. Adică partea a doua, B mic ori B mare, plus combinat din el atât de 2, A orea mare, la puterea n minus 2, ori B, ori A, BA la a doua, așa mai departe, plus puncte, puncte, plus combinări de N luate cât e N, ori B mic A, totul la N, nu? Dar nu era B mic ori B mare și atunci... B mic ori B mare, B mic ori B mare și... Ai dreptate, n-am mai fost atent. Și la aici, aici B mic ori B mare, da? Da, da. Aici B mic ori B mare, da? Acum mai bine, da? Da. Și egal mai departe cu... Combinări din luat cât de 0 e 1 și vine A mic la N ori A mare la N. Plus. Combinări din luat cât e 1 ori A la n minus 1, a mic la n minus 1, ori a mare la n minus 1, ori b, ori b mic, ori b mare, să pun b mic aici, în față, nu? Că eu nu număr asta. Plus, combinări de n luate câte 2, a la a mic la n minus 2, ori b la a doua, ori A mare la N minus 2, ori B mare la a doua. Plus și mai departe, plus puncte, puncte. Plus B mic, combinări de N luate cât e N, nu? Da. Ori B mic la N, B mare la N. Și egal. A mic la N, ori A mare la N, am făcut-o la punctul A mare la N era cât? N-a făcut-o A mare la N? N-a făcut-o. Dar știm o chestie. Că dacă X la a doua e de tipul T ori X, atunci X la N e de tipul T la N minus 1 ori X. Noi avem că la a doua e minus 6 la A. Deci rolul lui T îl joacă minus 6. Atunci A la N va fi de tipul minus 6 la N minus 1 ori A. Nu? Am dreptate? Da. Deci va fi așa, înmulțit cu minus 6 la N minus 1 ori A. E vorba de primul termen. Plus, combinat din luate câte 1, A la N minus 1, înmulțit cu A la N minus 2, A la e minus 2, ori A, ori B. Pot să zic așa. Ori A, ori B. Dar noi am arătat ca ori B cât este? Era 0. Este 0. Matricea nulă. Da. Și matricea nulă înmulțit cu oricine? 0. 0. Asta în toată e 0 până la aici, da? Deci va veni, combinat din luat cât N face 1. Da. Și rămâi B la N. Ori B mare la N. Deci ce la N arată? Ce la puterea N arată de tipul? A la N. A la N ori minus 6 la N minus 1. Ori A, plus... B la N ori B mare la N. B la N ori B mare la N, dar și B la N. A, B la N... Este de 6 ori B. Da. Și atunci va fi tot așa, minus 6 la N... Nu-i minus 6, e 6. 6 la N minus 1... Deci vine 6 la puterea N minus 1, ori B. Așa arată matricea... Dacă vrem ce la N concret să o găsim ca formă, putem să scoatem un factor comun de 6 la N minus 1. La
Așa, a, da. Minus da? A la N ori A. Și aici depinde cum acum este N. Pare impar ca să putem hotărâ. Dar se vede clar că este un minus N. Unul față de celălalt. Deci va fi, îmi permit să spun că 6 la N minus 1 pe lângă cine? Pe lângă A la N ori minus 1 la puterea N minus 1. Că pe minus 6 îl scriu ca fiind minus 1 ori 6. Da. De ce e minus 1 la N minus 1 ori A plus B la N ori B? Nu avem decât să facem un singur lucru acum. Să scriu pe A cine este, pe B cine este. Da. Să facem mulțirea cu minus A ori la N ori minus 1 la N minus 1 și dincolo cu B la N. Locuim pur și simplu și găsim forma termenului pe C la N, cum arată, ca concret. Mai ai ceva? Mai tu mai ai încă unul. Te lasă tot la urmă. Nu ai fost loc politicos. Ai? Câte ghiște? Două. Hai să te facem, că sper să fie... Sunturi. Da? Sunturi? Cel puțin primul strălin. Dacă tu mai speriat cu asta, îți dai seama că... Noaptea să rămânem aici. Da? Dacă spui că așa de urâte sunt. Dar, curios lucru, că tu ai acceptat să... Măcărăm pe al lui întâi. Păi dacă am zis că erau simple și mi-a arătat puține. Adică avea trei interții care mi-a zis că le are și era ușor. Deci, da. Dar bine, trebuie să-ți reții chestia asta, altă dată. Da. Îl favotez. Dacă te arăți fiul egoistă ca el. Uite ce se face acum, Andrei, ca să ne salvăm din situația complicată. Să vedem ce ghișiți ne dă, îi sugerăm cum se face. Da. Și pe urmă el rămâne să-l și facă, da? Ca să treci și la tehnică. Cât e? 9? Era 9.30 cu... E 10 fără ceva. Fără sfert. Îți dai seama că la 11 te gândești. Da, mă, dar ea spune că sunt două chestiuni destul de bipărate. Da. S-ar putea să... Vedeam ce... Zi-mi... Care ești? Deci avem matricea A egal cu... A la puterea P plus B. A mic, nu? Da, A mic la puterea P plus B. P plus P? Da, P plus jos. Așa, A la P plus, plus P. P. După A la P. A, elemente? Mai da, nu pot să spui. Egal cu o matrice de tip utare, prima linie este asta. Prima linie este A la P plus P, după A la P. A la P. Și rotorul tot A la P. De, cu trei da, coloane, da? A la P. Apoi? În jos, A la P. A la P. A la P plus P. A la P plus P, și A la P. Și A la P. Și după A la P, 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 și A la P plus P. Trebuie să calculăm A la N. A la N egal cu cine? E treabă de totul aici. A la N egal cu cine se face. Acum, eu ți-aș sugera lucru. Matricea asta trebuie văzută ca o sumă de două matrici. A, deci A o surprinde ca fiind egal așa. A la P peste tot. A la P, A la P. 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 Da? Plus matricea care adunată cu asta ce o scriu eu, să-ți dea ce ai tu acolo. Vine P, 0, 0, 0, P, 0, 0, 0, P. Uite, dacă le adunăm pe cele două matrici, obții da. Matrici la început. Da. Când adunăm pe mine A la P plus P, da? Acum A la P pot să scot în factor comun de peste tot. Da. Deci egal cu A la P pe lângă o matrice 1, 1, 1 peste tot. Da? Plus, aici poți să-ți scot pe P, în factor, plus P pe lângă matricea unitate. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Așa arată matricea A. Hai să scriem încă o dată. Deci matricea A arată ca fiind A la P, A la P ori un B, da.
matricea B plus P mic ori matricea I. 3. Păi e matricea unitate asta. E matricea unitate, 1 pe diagonal și adesea 0 ori. Și acum, A la M. A la M e din nou. Nu, nu e tot din nou. A indice P ori P plus P mic ori I3 la puterea I. Desfășurăm combinările, din nou, nu tot toată chestia care știți o facem. Și când înmulțim pe B cu I3, obținem chiar B-ul. Deci B ori I3, e matricea unitate. Și de acolo, din binomul Newton, vezi cum ți arată, ce se întâmplă, cum lucrez, se adun, sumez. Nu-i termate ișiu. Deci el este încă sub o formă care merită tot interesul să finalizez. Dar trebuie să-l faci și lui Andreea, că nu. Când mă ia, și așa vine rar, mai bine și mai rar din cauza asta. Vezi tu? Tu n-ai venit de anul trecut și te-a respectat. Da. Chiste. Dar vin mai des decât eu. Da. Amândoi v-am făcut observația acum, da? Pentru o simplă. Păcat, adică... Ce să vă spun? I-am spus la Andreea. Abia când lucrurile s-au întețit și o să vedeți ce chestiuni dure sunt. Chiar și la aceste chestii nu a fost chiar de bune, nu? Hai să o spunem de cea dreaptă. Să vedem cine o oferă Andreea acum. Te rog, Andreea. Deci, avem două matrici de tip 2. Pătratice, da? Da, matrici pătratice. Două ori în două coloane. Matricea A e doar cu 2 minus 3 și 4, 5. 4, 5, da. Și B, 6 minus 1. 5, 8. Și numerele reale alfa egal cu trasa lui A plus B. Alfa egal cu? Trasa lui A plus B. Ce înseamnă trasa? Trasa adică suma de pe diagonala așa. Sumei, de fapt, pentru că e A plus. Suma de pe diagonala matricii, unde e matricii? Da. Deci suma de elementele de pe diagonală. Da. Cum să scrie T, R? T, R. A plus B, că vreau să spun suma. A, așa, A plus B. Apoi, beta egal cu trasa lui 2A minus 3B. 2A minus 3B. Și, așa, avem apoi gamma, care este suma elementelor matricei AB. A ori B? Da. Deci suma elementelor. Căror elemente? Suma tuturor elementelor. Așa, deci suma elementelor matricei A ori B. Suma din A ori B. Stai. Suma elementelor. Poate să faci mulțire între A și B și faci suma... Suma elementelor matricii A ori B. Cred că e suma tuturor elementelor. Da. Mă gândesc. Să vedem. Și trebuie să notăm că și un sunătează alfa plus beta plus gamma, da? Da. Și apoi nu știți ce. Deci, dacă așa, amic, cu e egal cu minus 7, a, te întreabă, e un test ăsta. Da. Sunt mai multe variante ale lui. Minus 7, a, minus 28, 49 și... Care e bun? E un test grilă. Da? Hai să... Tu n-ai înțeles ce-ți cere. Nu, voi ca nu înțelegeam ce cere. Bana. Deci, A plus B... Da. A merita să fie totuși. Da. A plus B. Ce înseamnă A plus B? A plus B este egal cu 8, matricea. Minus 4. 8 minus 4. 9. 9. Și 13. 13. Iar trasa lui A plus B. La A plus B. Este 8 plus 3. 21. 2A minus 3 de față. Da. Asta este alfa. Alfa, 21. Apoi da. Beta va fi... Mai întâi să facem 2A minus 3B egal cu de două ori A. Vorbește. 4 minus 6, 8, 10. Da. Minus 18, 3. Minus... Deci ai și mulțit, da? Ai și mulțit. Da. Plus atunci.
depinde dacă bagi minus 3 în interior. Păi nu, las minus afară și sus va fi 18. 18. 18, 3. Minus 3 atunci. Da, minus 3. Minus 15. 15. Și 8 ori 3, 24. 24. Da. Și egal cu? Și egal cu minus 14. Matricea. Matricea. Care rezultă, aici e minus, da? Da. Deci minus 14. Minus 14, minus 9. Atenție, plus, plus 3 și cu minus 6, minus 3. 3. E 8 și cu minus 15. 8 și minus 15. Așa bine? Da, minus, minus 6. Minus 7, da? Și 10 minus 24 minus, minus 14. Minus 14. Așa arată 2a minus 3b. 2a minus 3b. Rasa lui 2a minus 3b egal cu? Minus 28. Minus 28. Asta este? Asta este beta. Iar gamma? Gamma va fi suma de minus la ce a ori b. Să facem a ori b. Mai întâi a ori b. 2 minus 3, 4, 5, înmulțit cu 6 minus 1, 5, 8. 6 minus 1, 5, 8. 12 și cu minus 15 va fi 3. Deci 12 minus 15 face? 3. Minus 3, pare. Minus 3, da. Așa, apoi minus 2 și cu minus 24, minus 26. Așa. Și apoi 24 și cu 25, 49. 49. Și minus 4 și cu 40, 36. Și 40 cu minus 4, 36. Asta e aur beta? Da. Și acum, sumă. Suma elementelor. A ori B. Mai elementul în matricii A ori B, cred că la asta se referă. Da. Minus 3 și minus 26 va fi minus 29. Minus 29 plus 49 și plus 36, nu? Da. Și face? Va fi 20 plus 36, adică 56. Face 20 plus 36, 56. Da. Și acum U acela este egal cu alfa plus beta plus gamma. Asta e gamma. Da. Și va face alfa, care este 21. 21 minus 28. Minus 28. Plus 56. 56 și face? 49. 49. Da. Și este, este un rezultat acolo. Alo. Alo, da. Tu ce clasă ești? La clasa 14 seral? Tu unde este clasa 14? Eu știu numai 13. Da, tu mă urmărești acum? Păi, eu, dacă eu sunt în direct la, la Prof Online TV, tastează pe Prof Online TV și mă vezi în direct. Sunt acolo și mă vezi. Deci, când sunt într-o pauză, mă poți întreba, dar acum sunt într-o discuție cu elevii care am aici. Bine? Bine. Bine, la revedere. Sunt într-o pauză, eu urmează să stau noaptea asta aici. Poftim. Da, m-am lăurit. Da? Nu mai. Deci nu mai este nici nimic de întrebat. Mai interesant o vinit chestii. Ți-a plăcut? Hai să vedem ce e nici face. Așa, ca să rădăm. Lasă în 14. Fac un an. Făcut 2 ani într-un an. Și-o numărat anii. În 14. Da.
zicem așa. Deci matrița mare era de tipul 1, 1, 3. 3. Hai, zis eu 3, dar poți să iei orice număr acolo. Da. Luăm 3 deocamdată așa, da? 0, apoi 1. 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ala a doua arată de tipul 1, 2, 7. 7, e făcut da. Mulțire, da? 1, 2, 7. 0, apoi 1, 2. 0, 1, 2, 0, 0, 1. Ala a treia arată de tipul 1, 3, 12. 1, 3, 12. 1, 3. 1, nu, 0. Da, 0, 1, 3. 0, 0. 0, 1. Se observă că de tipul 1 pe diagonală, de desubt 0 ori. În dreapta, primul paralel la diagonala principală e 3. Da. Apoi 2, e 1. Așa. Valoarea lui ala... Deci ala amare la n va fi de tip, intuim, 1, 1, 1, 0, 0, 0, aici e perfect, aici n, și aici n, și aici nu știm ce. Un șir, xn. Un șir de termen în care avem primul termen al șirului este 3, apoi 7, ai zis, 12, și ce mai fi? Uneva este xn, următorul este x. Indiciem plus 1, nu? Da. Așa arată șirul. Deci șirul în desfășurarea sa e de tipul ăsta. 1, 3, 7, 12, xn, xn plus 1 și așa mai departe. Povestea este să-l descoperim pe acest xn. A la n plus 1 ar fi de tipul A la n plus 1 ar fi după 1, n, plus 1, x indice n plus 1, adică următorul termen al șirului, 0, 1, n plus 1, și respectiv 0, 0, 1. Așa arată la n plus 1. Dar, a mare la n plus 1 este egal cu a la n ori a. Și egal mai departe, a la n ori a, care face cu... Alo? Alo? Mă, ce faci, mă? Nu mă las deloc. Tu ești George de la... Nu. De la Giurgiu, nu? Zi-mi ce problemă ai. Aș tu una acum, nu mă las o termen pe asta, acum. Hai, lasă-mă un pic. Și pe unul discutăm. Bine. Nu mai ții pe pe Giurgiu? De la Giurgiu, nu știu cum îl cheamă, Giurgiu. Nici eu nu mai știu cum îl cheamă, dar... Îl cheamă într-o fiată, nu-i spune el data viitoare. A la n plus 1 arată așa, tipo 1, n plus 1, x, n plus 1, 0, 1, n plus 1, 0, 0, 1. Dar a la n plus 1 este a la n ori a. Da? A la n ori a. Și a la n-ul ăla avem acolo. Îl avem. Deci este egal la mai departe cu ăsta de aici. 1, n, x, n, 0, 1, n. 0, 0, 1, ori matricea A, adică oricine, ori 1, 1, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 1, care în urma mulțirii arată. 1, 1, n plus 1, aici vine 3, plus n, plus x, n. Adică am spune x, nu? Plus 4, parcă zic. Ia să mai vedem cu o dată. Nu cred. Nu, nu, e x, n plus 1. Plus n plus 1. Plus 3. Unor 3, 3. Da. Nu ori în 1, nu. Și n plus 3. Da, da. X, n plus 3. Apoi, deci, va fi 0, 1, n plus 1. 0, 0, 1. Și ala n plus 1. Și pe o parte și pe cealaltă, aceeași matrice. Adică, observi, 1, 1, 1, adică intuit da. Și calculat. Înseamnă că ăsta de aici trebuie să e egal cu ăsta de aici. Da? Da. Ca să fie aceeași lucru. Deci de acolo observăm că x indice n plus 1 e egal cu x indice n plus n plus 3. Da? Da? Iată că am obținut șirul XM, nu este dat concret. El
În desfășurare îi cunosc câțiva termeni, adică ar fi 3, 7, 12 și mai departe. Iar în același timp am și o relație de recurență. Așa se cheamă asta, relație de recurență, adică leagă doi termeni. Da. Știți cum se numește recurența asta? Recurență liniară, că termenii care intră în legătură sunt la puterea întâi. La faptul că ecuația dreptă este de, o relație aceea de forma 2x, nu, hai să zic așa, y egal cu 2x plus 3, este ecuația dreptă asta. Dar întâi de-am trecut? Da. Și relația asta este liniară, că x-ul și y-ul sunt la puterea întâia. Și de aceea spune că recurența asta, fiindcă xn și xn plus 1 sunt la întâia, se cheamă liniară. Face legătura cu y egal cu 2x plus 3, ca cărui reprezentare pentru relația asta înseamnă ecuația dreptei. Care dreapta e o linie. De aceea, când termenii care intră aici sunt toți de gradul întâi, relația este liniară. Iar dacă sunt doi termeni consecutivi, uitați aici xn și xn plus 1, e de gradul întâi. Dacă ea presupune legătura asta, deci dacă apare relația aceea ca o legătură între doi termeni situați la distanță de două unități, cum aș da așa, xn plus 2 egal cu 3xn plus 5, aceasta se cheamă o recurență liniară de ordinul 2. Că între xn și xn plus 2 sunt doi pași. Deci, pe scurt, vorbim de o relație de recurență liniară de ordin, da? Da, mă, da. Dar tu vezi să n-ai terminat problema. Nu. Deci nu al internetul tău, dar la mine merge, văd. Ați luat internetul. Băi, tu ești mecher ca să mă pui să fac problema. Dar nu, să știi că la telefon nu pot să-ți o fac. Mi-e greu să stau cu telefon la ureche și rămâne pe altă seară. Păi ce să-ți fac la telefon să mă apuc acum să văd ce să cum, să aș cu telefonul? A fost o perioadă când... Tu scrii pe caiet, am înțeles că scrii pe caiet, dar eu nu trebuie să scrii, stau cu telefonul la ureche ca să te ascult pe tine. Da? Ca să-ți transmit, câte vreme tu nu mă vezi și nu mă auzi, eu trebuie să vorbesc la telefon și nu prea mai am chef la ora asta. Înțelege că... Sau pe difuzor. Băi, tu să te ții de capul meu, te mă nebunești. Te mă rogi. Hai dacă îți dau o sugestie, că nu stau cu... Alo? Alo? Acum, zi să văd ce problemă. Hai ca. Deci, să se determine x de ordin 2, care a puțin mulțime matricilor de ordin 2, da? Da. Astfel încât x pătrat plus 2 ori x egal cu matricea 2, 2 1, 1. Bun. Pe x asta nu știi, nu? Nu, păi pe x. Bun. X-ul e de tipul egal cu A, B, C, D. A, B, C, D, 4 elemente. Da? A, B, C, D, 4 elemente. Face X la a doua. X la a doua egal cu X ori X. Adică A, B, C, D. Ori A, B, C, D. Și care îi? Vine ce? A pătrat plus BC. A pătrat plus BC pe primul element, apoi AB plus BD, AB plus BD, apoi AC plus DC și BC plus D pătrat. BC plus D pătrat. Asta e X pătrat. La X pătrat se adună 2X. Deci plus 2x de 2 ori
plus matricea A, dar înmulțesc toate elementele cu 2A, 2B, 2C, 2D. Egal cu matricea, hai să vedem cât este matricea rezultată. A pătrat plus BC plus 2A, primul element. Apoi, AB plus BD plus 2B. Nu? 2B. Și, respectiv, AC plus DC. AC plus DC. Scriți și voi, mă, că doar nu e o... Deci e o problemă care merită lucrată. Nu, nu e a voastră, nu vă interesează. Dar e matematică. Plus 2C. Fii atent, dar le-ai spus și colegilor tăi să vă intre la profonai? Nu le-ai spus. Băi, fii atent, dacă nu le-ai spus, ei o să afle. Bine. Deci, BC. Mă gândesc la lecția acum că pot urmări și ei, dacă se căzut la tine. Bine. BC plus D pătrat. Da? BC plus D pătrat. Plus 2D. Plus 2D, da? Da. Ei, și asta, matricea asta toată, trebuie să fie egală cu cine? Cu 2, 2, 1, 1. Și este un sistem, cum spui, urât, nu e la îndemână. Deci un sistem de 4 ecuații cu 4 necunoscute. Necunoscutele sunt A, B, C și D. Și de acum trebuie începută munca pentru ca să ieși din încurcătura aceea. Nu știu, mă uit la prima. A e A pătrat plus BC plus 2A, e egal cu 2, nu? Ei, aș grupa acolo, scot un A în factor comun, A pe lângă A plus 2 plus BC egal cu 2. Da. ABC, despre matricea din C, când ai zis X aparține lui M2 peste cine? Cu ce elemente? Din N. Ier? Ai dur. Da. Dacă ți-ar fi spus din N sau din Z, aș fi avut niște posibilități mult mai bune. Cu divizori, cu toată chestia, așa, mergea foarte bine. Dar așa nu-i deloc la îndemână, tu ai dreptate. Nu mai trebuie să vezi acolo. Deci ai un A pătrat, nu? Da. Și un D pătrat, atâta. Da. Restul ai BC, BD, DC. Dar nu sunt toate produsele. Mă gândesc să le adun pe toate, poate vezi ceva. Deci adun-le pe toate, ai A pătrat odată. Fii atent că ai o șmecherie. Ai un A pătrat, ai și BC-ul acolo, vezi, nu poți face pătrate, sumă de pătrate egal cu 0. Poți. Mai trebuie să poți. Hai să vedem, hai să încercăm un pic. Eu asta aș vrea să cred, că este o sumă de pătrate egală cu... cu ce să fie? Cu 0 mi-ar fi plăcut, mă. Dacă ar fi o sumă de pătrate egal cu 0, aș face ce șmecherie acolo? Fiecare egal cu 0, nu? O sumă de pătrate egal cu 0, fiecare egal cu 0. Și de acolo, relațiile care îți vin, cele 4, visez și eu acum, n-am început să scriu deloc. Visez cele 4 relații să te traduc, să fie alte ecuații, alte relații mult mai ușoare, cele 4 care ți se obțin, la care ajungi. Hai să vedem ce, la prima vedere ce aș putea să spun. Deocamdată mi-am construit un plan de lucru. Da? Deci, vedem. Tu ai lucrat până acum? Ai ceva lucrat ca să nu pierd cu eu? Deci vine A pătrat plus BC plus 2A egal cu cine? A pătrat plus BC plus 2A egal cu 2. A pătrat plus BC plus 2A egal cu 2. Apoi. BD sau cât este acolo? AB plus BD plus 2B. E bine? Da. AB plus BD. Uite-te și tu pe care ți-a să nu fi scris, că s-a obosit la ora asta. Deci AB plus BD plus 2. Deci AB plus BD plus 2. AB plus BD plus 2B, da? Egal cu tot 2, da? Tot cu 2. Și de sub ar fi AC plus DC. AC plus DC plus 2C. 2C egal cu 1. Și în sfârșit
cât ar fi? BC, BC plus plus D pătrat plus 2, 2D, da? 2D este egal cu 1. Așa, când urmărim, sesizăm că avem A pătrat, D pătrat și produsele cele de câte două, câte sunt toate? Sunt 6? BC, AD, BD, B... da, sunt 6. Avem, pe urmă, 2A, 2B, 2C, 2D. Așa. Așa. De unde să ne ducem noi ca să așezăm să ne apară, repet, tot îmi fuge mintea la sumă de pătrate. Ca să fie 0, pentru că sunt, lucrăm în el. Sumă de pătrate, dar pătratele acelea pot să fie binoame, trinoame, știu ce trebuie să întâmple. Pentru că dacă am A pătrat și D pătrat. Am A pătrat și D pătrat. Faptul că am A pătrat și D pătrat mă gândesc să cum să apară toată chestia asta dus tot într-un singur membru, să fie, mai poate să fie și varianta asta, deși am visat la sumă de pătrate. Mă mai gândesc la varianta să apară produs de factori. Un produs de factori egal cu 0, atunci când un produs de factori egal 0, fiecare e egal cu 0. Nu? Deci dacă ar apare așa, niște paranteze, două sau trei paranteze, o să fie și 3, dar acum nu știu ce să spun aici. Un A pătrat, un A și în partea a doua, ca să fie aurea. Hai să visăm la două paranteze, nu? Să apară A, aurea. Deci, A și A din prima și a doua paranteză. Apoi să apară plus un D și plus un D. Pentru că numai așa apare D pătrat, nu? A pătrat și D pătrat. Și acum, să zicem, cât să spunem noi, plus un C, un 2, că văd că se apare și 2A. A plus D plus C, dar nu trebuie să mai apară în partea cealaltă C, că ar fi la mulțirii C orice pătrat ar face, nu? Și să fie plus un 2 aici și plus un 2 și în partea aialaltă, și la mulțirea asta, acum ar vine A pătrat și D pătrat și vine și A, A, D. Și avem și A, D. A, 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 D, A, D, C, apoi A, D, D, A, D, C. Mai trebuie să jucăm aici. Trebuie să-mi intre și B-ul în discuție. Fără doar și poate, trebuie și un B. Poate așa. A, B și D-ul în a doua paranteză. A, B și D-ul. Deci A, D și B. Hai să vedem așa. Și plus 2. Hai și plus 2 aici, să vedem cine sunt. În clipa asta urmărești ce s-a întâmplat, ce termene sunt în plus, atunci pui 1 dacă nu ți-a ajuns. Nu știu ce să zic. Oricum, cam așa poate să fie privit, dar nu uita că în dreapta ai acolo și 2, 2, 1, 1 ăla care nu știu ce o să faci. Oare la mulțirea aceea cât să dea? Să zicem, obții tu o parte din termen. Ideea ar fi să le adun pe toate, nu? Să înțelegi că tot aici urba este. Deci după ce le adun pe toate, obții A pătrat plus D pătrat plus produsele de câte două acolo, dar în total 6. Și 2A plus 2B plus 2C plus 2D, deci suma lor, și egală cu chestia aceea, cu cât, egal cu 2, 4, 6.
Oare cât face A plus B plus C plus D totul la pătrat? Te-ai gândit și la asta? A plus B plus C plus D totul la pătrat face destul de urât. Ai pătratele toate și pătratele nu ai decât două din ele. Vezi? Deci merg... Da, nu știu dacă ție să ție să poți scoate până la urmă produsul. Important este că trebuie să te duci, cred că așa rămâne produsul, la două paranteze, în care să fie într-una A și D, și într-una și în alta A și D, din motive foarte precise, că tu ai nevoie de A pătrat și de D pătrat. La una să fie C, la alta să fie B, da? Și ce să mai pun în termen liber acolo, nu știu ce să-ți mai pun, depinde cum vezi și tu acolo. 2, eu m-am dus la 2 pentru că la un moment dat ai nevoie de 2A, dar 2A odată și 2A din partea cealaltă va apare 4A. La fel 4D va fi de-a urma mulțirii. Iar tu ai nevoie numai de 2A. Da. Ce am putut, ți-am spus. A, mai poate să fie așa. Mă gândesc 2A, 2B, 2C, 2D, să duci în partea cealaltă și să formezi pătrate perfecte în membru drept. Cu ideea de a avea și diferențe. Că la, atenție, tu, în final, la sume de pătrate nu trebuie neapărat în interior să fie sumă, ci poți să fie și cu plus și cu minus acolo. Da? Că dacă e ceva totul la pătrat, plus altceva, totul la pătrat, între ei nu neapărat cu plus și minus trebuie să fie, ci poate să fie, fără discuții, și termen, nu toți pozitiv cu plus, ci și cu minus și cu plus. Important este până la urmă să faci chestia asta. Deci strategia, hai să discutăm așa. Nu am timp să mă ocupă concret. Strategia. Ori reușește un produs de două paranteze, ori o sumă de două paranteze la pătrat. Da? O sumă de două paranteze la pătrat și aceea este egal cu 0. La fel și produsul e egal cu 0. Că, repet, insist, dacă ai fi lucrat în Z sau în N, ar fi fost altă poveste. Așa în el, lucrurile se complică. N-ai decât strategia asta. O sumă de pătrat egal cu 0 sau un produs egal cu 0. Zim! Ah, și asta, și asta e o idee. Da. Dar tot e complicat. Tot complicat este, da. Tot complicat. De aici, bătrat, urma... Așa. Da, 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 da. Adică dar nu cred că acolo... El ți-a dat-o pe ideea asta. Așa zice. Deci nu mă gândesc că s-a dus la ecuația caracteristică, și intră și determinantul. Nu? Și nu s-au făcut determinanți. Ți-a dat-o la clasă? Ți-a dat-o la clasă sau ești la luat-o de undeva? La clasă. A, asta e poveste. No, păi, atunci e clar. Te duci și încearcă și ecuația caracteristică. Da? Să te duci pe partea aceea. Să vezi dacă de acolo te poți desprinde. Pentru că rezolvarea sistemului în sine e o problemă dificilă. Da. Da. Încearcă, repet, acum n-am cum să te pot ajuta. Am făcut o... Dar asta e luată o chestiune destul de preparată. Era prin Andrei. Erau colegi de Andrei. Nu știu dacă ai colegi aceia. Andrei de la Constanța. Avea o culegere scoasă acum vreo 10 ani, 10-15 ani în urmă. O culegere foarte tare, foarte bună pentru clasa 11-a. Am să o aduc într-o seară, am să o aduc, să ți-o arăt la aici și să o vezi dacă o găsești și atunci răspunsul la multe chestiuni le găsești acolo. Da? Bine, bun. Hai ca să mă las să trebuie și eu. La revedere, salut! Da, la ora asta, sigur că bunicii, părinții... Bunica, da.
ca să mă întorc. Nu, n-am scăpat de figura asta. El, eu căzut internetul. Nu, eu am căzut eu internet, e micinos. O vrut să tragă de mine ca să vadă dacă... Ca să dat el, bă, nu mă mai suna acum, că s-a obosit numai. Și el, nu mă mai suna și o zic, acum, te sun. Da, sunt chestiuni supărate, nu sunt logica lucrurilor obișnuite. Așa. Să vedem, a fost ecuația aceea. Ce facem, Andreea? Mai insist un pic sau rămâneți? Încearcă acolo. Ecuația așa a fost. X indice n plus 1 egal cu xn, nu? Plus n plus 3. Spuneam că este lineară, de ordine întâi, pentru că termenii sunt la puterea întâi și distanță de un picior. De unitate. Și atunci, ducem pe xn în plus stânga. Ce găsiți sus arată, s-a înșează așa. Xn egal cu xn plus 1 minus n. Deci, se întâmplă așa. X indice n plus 1 minus x indice n egal cu n plus 3. Ei bine, eu pot să mătesc în k. X indice k plus 1 minus x indice k egal cu k plus 3, da? Și trec și sumez acum, stânga-dreapta. Sumă de la k egal cu 1 până la n din x indice k plus 1 minus x indice k egal cu sumă din dreapta, sumă de la k egal cu 1 până la n din k plus 3, da? Și este egal mai departe cu echivalent cu. Când sumăm aici, îi se reduc 2 câte 2. Da. Și rămâne x indice n plus 1, când k-ul devine n, x indice plus 1 minus x1. Deci devine așa aici, x indice n plus 1 minus x1, egal cu sumă din k și sumă din 3. Sumă din fiecare. N pe lângă n plus 1. N pe lângă n plus 1 supra 2, nu? Plus 3 n. Plus 3 ori n. Iată x indice n plus 1. Dacă vrei x indice n și pe tine te interesează x indice n, x indice n va arăta egal cu x1 plus, în loc de n punem un pas înapoi, n minus 1 pe lângă n minus 1 plus 1, n supra 2 plus 3n minus 1. 3 pe lângă n minus 1, da? Da. Și de acum pe x1 știi că este 3 și vine xn egal cu 3 plus n pe lângă n minus 1 supra 2 plus 3 pe lângă n minus 1. Nu-ți rămâne decât să-l place ajutor pe tot și am găsit pe xn. Deci ideea era să duci pe xn în stânga, să treci în k, xk plus 1 minus xk, să sumă din stânga egal cu sumă din dreapta și totul este de acum la îndemână. Să reduc termenii acolo și să rămâne xn plus 1 minus x1, menim un compas înapoi ca să stăm peste xn, da? În loc de n minus 1 și totul este perfect. Ne oprim aici că și eu sunt obosit și voi luați la... Începem dezmembrarea. Vedem partea asta dintre noi.